de la început nici nu n a spus că sunt Janet Erhan, eram Janeta Bodișteanu. În timp devenim tot mai critici cu noi. Viața îți oferă ceea ce meriți. Tu, ai fi pregătită să-ți lași așa acum copiii? Nu, nu cred. S-a simțit uneori vinovată mămica în fața Eu ta. cred că da. Las că o să treacă timp și tu o să înțelegi. Oh, nu mai spune că mă apucă emoțiile. <laughs> și atunci eu am mers acasă deja. N-a mai venit ea la mine. Când ți-a fost mai greu ție? Și de asta, de fapt, și-am plecat. Cum se simte el acum? El așa s-a născut. Are ceva la inimă. Are cardio -steam mălator la inimă. Tu ai încercat să scunzi această sarcină. Eu toate problemele eu le-am rezolvat tot timpul. Cu tatăl Danielei și al lui Alex, comunicați? Tatăl lui Alex este octavian, nici nu se discută. Cum a acceptat el? Cum, Janiet, Irhaș, cu octavian? Care este diferența de vârstă? Cu vârsta noi rătăm așa cum noi merităm. Există subiecte tabu despre care tu nu ai vrut să vorbești până acum? La moment este așa. S-a retras din spațiu public de mai mult de 5 ani, dar totuși rămâne interpreta dragă inimii noastre și noi ne bucurăm să o avem alături astăzi în cadrul podcastului pe Janet Erhan. Salut! 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 Tare mă bucur că am reușit să te prindem în perioada asta acasă și mm. să reușim să depunem niște amintiri dacă ne dai tu voie. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, sunt foarte onorată Deja mâine am avionul, dar astăzi savurez încă plăcerea aceea sufletească de a fi acasă, de a fi acasă și filmările, așa mi-aduc aminte de perioada aceea mea activă și nu știu, sper încă să revin, mai vedem. Da, totul este înainte. Niciodată da. nu spunem niciodată. Vine Janeter Terhan într-o altă formulă. Până revii, vreau să vedem ce facem. De mai mult de 5 ani, deja ești stabilită în Anglia. Da. Ai venit acum cu vreun proiect? Sau care da. Este uh, am avut un proiect uh, și am cu. Acum sunt distribuitor oficial la un brand italian, Nuvel, uh, și am deschis o co companie Beauty Janet. Este o, deci o, o linie care ne ocupă mai mult cu vopsele de păr și îngrijirea părului și cu produse vegane. Așa că, din considerentele astea, am venit și aici să mai, să mai fac ceva nou, adică să mai promovez, să încerc să adun specialiști, să facem masterclass-uri acolo în, în Londra și să mai văd prietenii și să mai am grijă un pic de sănătate. Știi, noi toți când venim acasă, vrem repede să le reușim pe toate, să mai trecem pe la doctor, să vedem rudele apropiate, că ne este tare dor de ei și așa, când revin apoi, toată lumea te întreabă: "Dar cum a fost acasă?" Și toți spun: "Repede", fiindcă... că când ești repede. aici, te întreabă de cum este acolo. Da. Uite, eu zic: "Bine ai venit." Ziceam de drumul tău spre Anglia, de parcursul, de domeniul beauty pe care ai început să mergi. Care a fost trecerea asta de la artistă la antreprenor? Eu și aici am făcut afaceri, deci am avut și un salon de rochie de seară, un restaurant japonez și întotdeauna mi-a plăcut să combin aceste două vocații, <laughs> să fac ceva mai mult, nu pur și simplu așa. Și acolo, bine, să spun de la început, totuși eu, când eram aici, am decis să fac încă o meserie. Mai mult m-a ajutat sora mea mai mare, Victoria, care este în Canada, și ea, fiind peste hotare, știa cât e de greu acolo, știi? C și mi-a spus, Janet, du-te, te rog, și mai fă o meserie, că eu deja aveam gândurile să plec, și fă școală de, de coafeză, gen. Și atunci eu i-am spus cum, eu să mă duc la școală, de da, fiindcă tu întotdeauna ai avut pasiunea asta și ți îți merge foarte bine. Ea știa că eu le mai aranja părul. Și m-am dus la școală de coafură, da, aici la Buicani. De la început nici nu n-am spus că sunt Janet Erhan, eram Janeta Bodișteanu. Și o fată zice, da, șase oameni cu cântăreață de noastră care are Se zice, așa, nu sunteți rude, nu e verișoara ta sau cumva. Zic, da, seamă, nu vrem să spun, știi? Până la urmă, clar că ele au aflat. Adică n-am afișat lucrurile astea, știi? Am vrut pentru mine așa să înveți. Mi-a fost foarte greu dacă înțelegi o tunsoare de asta când o făceam, era undeva la 8 ore, pe rânduri încetișor și chiar întrebam, zic, dar în cât timp trebuie să te înveți să să-ți fie mai ușor să știi meseria asta. Și fetele mi-au spus că trebuie practică. Poți să înveți tu cât nu ai învățat. Dacă nu ai practică, este foarte greu. Și atunci eu am mers la practică. Aici plăteam bani pentru practică numai că să mă învăț. Luam băbuții de astea mai tineri și mă antrenam, știi? Oricum mi-a fost greu și în Londra, fiindcă eu din a doua zi am lucrat în salon acolo. Adică așa a fost momentul. Mi-a făcut cunoștință cu doamna, doamna Dolghieru, Uh, și uh, doamna Nadia Dulghieru, ea m-a aranjat în salon la ea, adică m-a cunoscut ca interpretă și a zis, Jeanette, nu ai vrea să lucrezi la mine? Totuși numele tău te-a da, ajutat, da, -a ajutat să, da. și ți-a deschis mai multe uși. Da, și atunci știi cum, eu nu m-am gândit că trebuie, cum o să fac, nu știu cum, eu așa m-am programat că trebuie, adică eram zombată, gen că trebuie să muncesc și să merg înainte. Aveam emoție, aveam frica asta normal cu ai și de la început este foarte greu. Faceam foarte multe greșeli, plângeam. Multe ori au fost așa momente din este mai grele, dar totuși mi-a plăcut asta mult și a fost multă lume care m-a încurajat, știi? Și atunci, trecând prin momentele astea, deja am ajuns la un nivel când am simțit că o să mănuiesc meseria asta mai bine. Cum este când la 45 <laughs> începe o afacere nouă? Sunt trepte noi. Când suntem mai tineri, cumva lucrurile vin mai Da, doar. așa este. Păi eu așa și spuneam că chiar înainte eram mai tineri când cântam, luam o pungă și mergeam cu pungă și ei pe la toate spectacole. Cântam acolo, acolo, acolo. Nu mă gândeam ce o să spună lumea de mine, cine și eu o să gândească. Adică eram altele, nu știu cum. Bine, nu era internet. Nu vedeai toate comentariile astea răutăcioase, știi? Și lumea oricum vorbea, să știi. Dar După nu știai. Asta, dar nu știa. Da, și era așa, îți părea că ești cea mai mare stea. E, și, uite, acolo deja, nu știu cum, trebuia să aleg ce meserie fac eu acolo. Eu știam sigur că trebuie să lucrez, că de la început am plecat fără copii. Noi cu soțul am fost împreună, am stat un an și după am adus copiii. Și normal că eu nu sunt genul de om să stau acasă, să aștept soțul să-mi aduc salariul, știi? Și uite așa, m-am aranjat și era ok. Adică mai mult Daniela mi-a spus, zice, mama, nu vrei să predai, poate că tu ești pianist, dar cu predatul parcă, nu știu cum, mă gândesc că nu este al meu gen. Mie îmi place mai mult să cânt, dar trebuie să ai o tehnică specială, o terminologie, să-i lămurești copilului, să te înțeleagă, să-ți placă lucrul ăsta până la urmă. Dacă nu trebuie să faci cei ce nu-ți place, asta e cel mai important. Și atunci dacă ți-ți place ceva, atunci ai și rezultat fiindcă îți depui sufletul. Și în meseria noastră la fel acum. Doar numai că trebuie permanent să te perfecționezi, ca și în orice meserie, la fel. Eu acum mă perfecționez în coloristic, vreau să studiez mai mult. Și ce îți place. Tu da. Recent ai sărbătorit frumos aniversare de 50 de ani, apropo, la mulți ani cu această ocazie. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc mult. Și din ceea ce spui, da, dau seama că în timp devenim tot mai critici cu noi asta ne place, asta nu ne place, analizăm mai mult. Pe când în anii tinereții suntem așa, mai ușori. Noi toată viața învățăm, toată viața. Important să, să înveți, dar să nu-ți pui blocul ăsta și să rămâi în trecut. Fiindcă cum, ești. Nu, eu învăț, mi îmi place să învăț. Sigur că uneori nu-mi place critica, e normal sau știi cum încep să, să mi impun părerea mea, dar până la urmă eu înțeleg că trebuie să fiu un pas cu ziua de astăzi. Fiindcă foarte multe lucruri s-au schimbat, chiar mă uit, eu simt și diferența asta, chiar și mulți din colegii mei, deci parcă nu știu cum, ar trebui mai mult să ne Conformăm să mergem cu, cu timpul de astăzi, fiindcă dacă nu, tu nu poți avansa, nu poți crește din punct de vedere profesionist, da? profesional. Și trebuie să fie tot într-o armonie, trebuie să aici, în primul rând de aici, după aceea, unești cu Sufletul și cu starea sufletească, și clar că susținerea, dacă este tot într-o armonie, atunci poți să mergi înainte. Și trebuie să poți separa lucrurile, știi, cumva, chiar dacă ele sunt negative dintr-un punct de vedere sau la serviciu sau, mă rog, în altă parte, așa, să le dai la o parte. Să știi să, să știi, dai prioritate da, la anumite da. lucruri și să-ți setezi ceea ce este mai valoros exact. pentru tine. Ideea este că noi suntem la un pas distanță, eu sunt de la Rezeni, tu ești de la Băcioi. Da, Născută <laughs> la Băcioi, da. Și vreau dacă putem trece la Băcioi acolo unde tu ai copilărit, da, șase ani. Pentru de la că șase ani. Tu deja ai trecut o altă etapă. Dar din cei șase ani petrecut la Băcioi, ce ți-amintești? Mi-amintesc -am, mi foarte puțin. <laughs> mămica mea, părinții mei, amica măm, de meserie este bucătar, a fost bucătar, tăticul era șofer, el era veșnic în deplasări. Și la momentul când la șase ani a fost așa o vecină de-a noastră, prietena ei, a întrebat-o dacă vrea să, să, și, să, merg și eu la un casting la școala muzicală. Pe atunci se numea Eugeniu Coca, acum este Ciprian Porumbescu, fiindcă este o preselecție pentru copii. Chiar acum, apropo, în acolo în Marea Britanie am vorbit cu Iura Ghindă, care familia asta Ghindu, Ghindă, care sunt mai mulți frați și unii din Iura deja era la școală și a doilea frate mergea iarăși la o preselecție și atunci am mers și eu și fratele lui n-a fost ales, dar eu am fost aleasă la la școala muzicală și părinții atunci mi-au dat, a fost un stres foarte mare fiindcă eu eram mică, la șase ani Că nu înțelegi nimic absolut și plângeam așa de tare, fiindcă tata mea avea, avea o volgă, știi, și avea niște blănițe din astea pe fotol și eu m-am apucat și plângeam și în. Mama plângea în altă parte, după un colț. A fost erau fa... că tu trebuie să stai să acolo. Să rămân, zile. dar parcă nu știu cum nu înțelegeam, dar momentul ăsta, așa, a fost un pic stresant și așa am rămas eu acolo la școala muzicală. Toți copiii din Moldova erau era preselecție și alegeau cei mai talentați copii. Și mulți co colegi de mei profesioniști care acum sunt vedete, toți am învățat acolo, la școala muzicală, la internat am de luni, vinir, de luni până vineri? De luni până, da. Și sâmbătă, duminică ne luau acasă să ne facă băiță, să ne... avea manjete din astea, ne calcau manjetele, să ne... știi că înainte se cosea așa, știi? Așa că ne pregătea din nou, din nou pentru o săptămână. Asta era de la început, dar mai târziu, prin clasa 6 a 7 nu mai vroiam acasă. Gata, mi era interesant acolo la internat, fiindcă deja era altă vârstă, alte emoții. Tu ai fost din generația fraților Advahov ei da, sunt mai mici. Da, da cu care da. te mândrești astăzi, <laughs> exact, pentru că am exact am toți au evoluat este. frumos da da. eu mă gândesc fiind de mamă, noi copiii noștri acasă și nu le dăm atâta independență da. și libertate, dar voi de la șase ani, fiind la internat voi singuri vă îmbrăcați vă faceți curat Independență da, totală. Da, exact. Și noaptea, știi cum? Noaptea plângeam sub așternut așa, știi, ne întorceam așa pe parte și plângeam, mă gândeam, oare ce face mămica și tăticul, oare sunt bine sau nu? Știi cum? Așa au fost niște momente din astea foarte mă rog, atunci dureroase, dar să știi că din altă parte asta m-a făcut foarte puternic în viață și foarte sinistătătoare. Acolo m-am învățat eu să, să, nu depind de nimeni, să, să știu ce vreau de la viață. Uneori nu ne, nu ne ajungea mâncare, să știi, tot timpul eram flămânzi. Au fost multe momente din astea. Câți copii erați în cameră? Eram și câte patru, dar când am crescut mai mari, deja câte Doi copii în cameră, două fete, doi băieți. Așa. Fetele erau la etajul 2, băieții erau la etajul 3. Așa da. ne-au separat. Și avem educatoare care, de exemplu, dacă tu intrai în camera de lucru și ai uitat să-ți schimbi papucii de cameră, și vinea așa cu încălțămintea asta de afară. -ă, educatoarea noastră ne chema și așa cu, știi, cu un, un toc din ăsta mai gros, peste picior dat poc, era așa. Bine, nu era dureros, de, nu făcea așa cu mare durere, dar gata, noi ne învățam. După asta știam sigur că mai mult în camera de lucru nu trebuie să venim în încălțăminte. A fost era disciplină. Disciplină, da, 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 așa. Atunci nu aveai nevoie povești să-ți spună cineva seara. Nu aveai cui să-i plângi da. și asta te-a făcut puternică. Da, da. Păi toată generația mea, toți noi care am trecut momentele astea, asta ne-a făcut să fim, să fim mai puternici în viață. Știi? Tu, ai fi pregătită să-ți lași așa acum copiii? Nu, nu cred. Nu cred. Acum nu. Acum nu, dar îmi place disciplina când este o disciplină în familie. Dar acum deja eu sunt prea sensibilă, știi, și, și la nepoți le dau voie să fac ce vor și este altfel. Nu? Dar ți imaginez cum ar fi Alex sau copiii Bog, tăi, da, da, Bogdan. să de la șase ani să fii independenți, să nu le mai spui povești, să nu le pui să-i hrănești uneori cu lingurița, pentru că noi îi dădăcim prea mult azi. Da, eu, eu, vreau să-ți spun că și mama mea asta a simțit toată viața. Ea întotdeauna, parcă așa mai mult pe mine mă proteja și mai mult ca atât ultimii ani, chiar dacă cu avea nevoie de o îngrijire mai specială, ea venea vineri, sâmbătă și duminică era la mine, fiindcă ea știa că eu am nevoie de ajutorul ei și parcă așa întotdeauna din toate surorile mă, mă proteja așa, fiindcă jenica, așa îmi spunea ea, jenica, uite, ea are nevoie de ajutor. Toată viața asta a simțit mămica, știi? S-a simțit uneori vinovată mămica în fața Eu ta. cred că da, da, ea s-a simțit, da. Ea nu mi-a spus, dar eu simțeam lucrurile astea și vedeam că ea așa foarte mult pe mine, mă, mai mult mă cocolești așa, știi? Crezi că s-a simțit vinovată din motiv că nu ți-a oferit uh, fiecare zi din viața ei dragostea asta uh, eternă care la fiecare secundă tu ești lângă puiul tău. Eu cred că noi toate mamele, eu de exemplu, tot la fel mă simt un pic vinovată, fiindcă eu eram prea tânăr atunci când am născut pe Daniela și am fost plecată foarte mult. toate mamele așa simt, dar totuși noi când mamele deja trecem la alte etape în viață, începem altfel să, să vedem lucrurile, știi? Și, de exemplu, eu cu Daniela acum sunt foarte aproape, fiindcă ea deja are copii, ea a născut, eu am fost la naștere, am asistat, eu gen nu era pe loc și așa s-a întâmplat că eu noapte am dus-o cu mașina la salvare. Adică când deja noi trecem pe mai multe etape, noi începem să le înțelegem pe mamele noastre, ne uităm altfel. Dar în adolescență toți sunt critici, că... au fost niște momente când eu spuneam că iată tu așa îi spunea mamei mele și mămica mea spunea întotdeauna, las că o să treacă timp și tu o să înțelegi. Și așa și-a fost, de fapt, cu cât mai mult avansez, cu atât mai mult înțelegi mai multe lucruri. Că erau așa timpuri, Zina, lumea n-avea cântă, adică eram de plăsare, ea muncea zi și noapte care atenții, care sărmana de abia avea timp să facă curat, să ne facă mâncare, să ne aranjeze lucrurile. Așa au fost. Ei au fost așa crescuți și asta și au transmis și până la urmă pentru mine mama mea e cea mai sfântă și cea mai bună de pe lume. Eu nici un pic de așa, acuzare sau ceva, eu îi duc dorul și... Ai reușit, mamica Italia să-i spui ce ce ne spui acum? Oh, nu mai spune că mă apucă emoțiile. Ia nu știe. cred. Da, mamica nu mai este. Dar i-ai spus ce -i ce spui acum, um, că e cea mai sfântă, cea Ea cea mai simțea, bună. fiindcă întotdeauna ce vroia ea, eu întotdeauna ea duceam, totdeauna am avut bună legătură cu că și aveam foarte bună comunicare. Și când a fost în cel mai greu moment în viața mea, ea a venit la mine și a spus așa, stai liniștit, tot o să fii bine. Așa a fost mama mea, fiindcă ea, la 42 de ani, a depistat cancer la pept și ea, a doilea pept era tot la o fel o problemă, și ea a plecat în Rusia, a făcut o intervenție chirurgicală și un fel de procedură care încălzește corpul uman pe la 42 de grade, a trecut o moarte clinică, știi? Și datorită la procedura aceea, ea a mai trăit 35 de ani. Și mămica a trecut momentele astea foarte grele în viață și ea întotdeauna era o luptătoare și ne învăța și pe noi să fim puternici în viața asta. Și întotdeauna să arătăm bine. Nu contează ce vârstă, să ai așa o fustiță așa, mai scurtuță, să ai make-up, să ai machiaj, să răzbini, bine, să cânți. întotdeauna vrei să mă vadă la televizor. Asta era, așa, plăcerea ei. Vreau dacă să facem aici o pauză pentru că ai vorbit de frumusețe. Știi, de la Mostel vin cu un voucher în valoare de 1000 de lei. Știu că tu mai ai două zile să stai aici. Poate prinzi momentul și te duci și chiar vreau să lași un feedback pentru că eu am fost și îți recomand cu mare drag. Mulțumesc! Aici ai mai multe posibilități eu sunt sigură că o să-ți placă. Noi, femeile, întotdeauna avem nevoie de asta. E pentru Mulțumesc, tine. mulțumesc din suflet, cu mare drag nu, o să merg. Sper să reușești să, să te duci și sunt sigură că ai să-ți oferi timp pentru tine, ai să te odihnești un pic și ai să te gândești la tot ce aici înseamnă viața ta. Da, mulțumesc zina din suflet. eu vreau să-ți fac un cadou. Uite, ți-am adus, eu dacă acum sunt în domeniul beauty, o vopsea de păr, uite așa, A, așa. Am văzut că ai postat că ai câteva fericele așa, suri. suri. <laughs> da, foarte bine acoperă părul sur. Și așa o tălgerică, știi, cu soa ai acasă. Singură poți să învopsesc părul? Sau neapărat să merg la specialist? Culoarea mai întunicată poți. <laughs> Dar blondele Trebuie să meargă numai la salon. Da. Și, nu ultimul rând, un ceai englez. Poftim. Mulțumesc. Da. Fetele în redacții, numai da. ceai englez o să fie. Da, nu? Da. Poftim. Mersi din suflet. Uite, facem schimb de cadouri. Da. Vezi cum se leagă da. lucrurile. Așa este. Mulțumesc. Eu când o să-mi vopsesc părul, dacă ajung să o fac singură, o să iau niște lecții, <laughs> cel puțin online, așa, da. un instructaj. Da. Mulțumesc din suflet. Vorbeam despre părinții tăi. Care a fost cel mai frumos cadou care ți l-a făcut mama sau tata? A rămas în mintea ta ceva acolo, depozitat? Pianul meu, pianul. Da, de fapt el a fost cumpărat când eu încă nu mergeam la școală muzicală. A fost așa, cred că tăticul meu, tăticul meu a avut o ocazie și l-a cumpărat fiindcă el foarte multe deplasări avea. Și mi-a adus pianul și nu știau cine din fete o să cânte. Și eu așa m-am așezat și am apăsat de câteva ori și cred că jănica o să cânte. Dar și iată, anul ăsta eu îl port, nu l-am adus încă în Marea Britanie, încă nu l-am transportat, dar este aici și îl păstrez, măcar că am schimbat câteva locuințe dar este cu mine și este amintirea asta de la părinții mei și atunci când eram micuță, veneau la noi în ospeție prieteni așa, și așa cum eu. Jenica, hai, așa zice la pian. <gântu -i> și eu mă așezam, cântam Chopin. Și tăticu începea a plângi întotdeauna. Ei <gântu> te dezmerdau Jenica, Mamica genia de fapt. Este păi, numele tău în buletin? Nu, numele meu în buletin este Janeta. Chiar așa. Că toată lumea crede că e pseudonim, și n chiar e Janeta, da. Dar la biserică și mamica îmi spunea Janica, da. Asta dacă știam, adică că când mă numește mamica mă, Janica, e, e, bine. Părinții tăi urmau să zboare în Londra spre tine da, și nu a fost cu Mamica mea ajută. foarte mult a vrut să ajungă. A fost ceva așa foarte miraculos, fiindcă noi am cumpărat bilet pe data de 5 decembrie și pe data de 4 decembrie ea pregătea coletul, fiindcă mă gândeam să vină fără bagaje, așa, ușurel, fără genți, și pregătea, pregătea coletul ăsta și -a, a căzut jos și a avut insult. A, a găsit o meu, era jos, avea covrigei în mână pregătiți pentru Bogdaniel, da. Nu vreau să vorbesc că... <laughs> Și atunci eu am mers acasă deja. N-a mai venit ea la mine. Da. Faceam planuri, Octavian vrea să arăte Londra, deja ea, ne gândeam în ce locuri o să ne plimbăm împreună și ea, înainte de asta, mi-a spus Nica, în sfârșit vin eu la tine și o să te ajut cu băiețelul, o să fim împreună și eu eram așa fericită, eram... Mă temeam să mă gândesc la bucurii. Știi când ai o bucurie mare, parcă te temi și să, să te bucuri, știi, la moment. Și uite, n-a fost să fie. Așa a fost. În loc și, să vină ea la tine, da, ai venit tu la vine, ea. Da. Nu mi-închipuia momentul ăsta, m-a susținut foarte mult sora mea, Mariana. Ea m-a întâlnit la poartă și zice: știi, mamică, așa e frumoasă." Eu m-am uitat așa, zic: "Ce spune ea?" Dar ea m-a luat așa psihologic să mă să nu să nu într în asta de de șoc, știi? De fapt eu chiar să spun sincer, m-am fost foarte mult timp șocată de tot ce s-a întâmplat. M-a ajutat mai mult Munca mea, știi că munceam și, Daniel, că trebuie să am grijă și mai mult rutina asta m-a luat. Dar, uh, suflet, știu că trebuie să depășesc, știu că uh, nu trebuie să ținem tot asta, dar tot una amintirile astea de mămică mă. fiindcă știi că parcă îmi pare că am fost prea puțin timp cu ea împreună, de asta poate. Nu mi-a ajuns. Eu n-am înțeles nimic. Deci eram mic, am fost la internat, după aia conservatorul, după aia plecările, toată viața așa, și parcă nici n-am reușit să stau cu ea, să vorbesc. Trebuie mai mult de vorbit cu mame și trebuie să fim, să fiți mai mult alături de mame. Niciodată nu știm care este exact. Simplul, perfect. Și cât mâine trebuie nu știm să stăm, da. cât nu trebuie să stăm. Exact. Spuneai că mămica ta te-a ajutat în cazurile cele mai neplăcute. Ți-a fost alături când ți-a fost mai greu? Când ți-a fost mai greu ție? A fost cel mai greu atunci când s-a născut Bogdanel și avea nevoie de o intervenție chirurgicală. Ne-am stresat, a fost așa un moment foarte greu în viață și, de fapt, atunci am decis să plecăm mai mult. Cred că mai mult am vrut eu. Dar soțul meu este un bărbat extraordinar, noi suntem ca doi prieteni și el m-a susținut foarte mult. Și atunci mămica cât am stat aici m-a ajutat foarte mult și de asta de fapt și am plecat. Da, asta a fost, -a... a fost motivul care m-a da, da, dus în Da, 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 așa este. Cum se simte el acum? Acum e bine, acum merge la școală, are mai multe activități, vorbește engleza mai mult, noi vorbim în română, el mai mult în engleză, așa că acum lucrurile deja s-au aranjat, nu știu cum. Permanent, cum să-ți spun, ca în toți copii trebuie investit, în el îmi trebuie mai mult, dar eu sunt optimistă și merg înainte. Fiindcă eu înțeleg că eu cumva trebuie să aranjez viața și să nu aștept ceva să să-mi dea cineva ceva și asta e, noi părinții trebuie să avem grijă, nu numai eu, dar și soțul meu, deși eu știi când e vorba de familie, noi suntem împreună și asta am înțeles că multe ajutoare, multe astea să vorbe mai mult, eu mai mult contez pe ceea ce facem Adică noi contăm pe ceea ce facem noi, știi, împreună. Părinții, de dragul copiilor, își schimbă viața. Așa este. Și o iau de la capăt. Uite, în cazul vostru, era bine aici, dar pentru copil, pentru confortul lui, pentru siguranța lui, ești gata să lași totul și să începi din nou. Da, dar de fapt vreau să spun că și Alex, chiar dacă rămânea aici, el nu, nu făcea ceea ce aici face acum în Londra. Alex, nu știu cum, pe la 14 ani, a început să, să studieze mai mult muzica. Am învățat-o din internet, fiindcă eu nu l-am învățat. Eu n-am vrut să-mi impun copiii mei, cum am fost eu de mic, cântam câte 4-5 ore la pian și plângeam cu copiii să joacă afară. Și eu n-am vrut. Deci am făcut o melodie cu Daniela, dar am văzut-o că e așa, e timid în scenă și n-am vrut să o impun, știi? Dar, da, Alex, până la urmă, el singur a învățat din internet chiar gamele și tot și chitara. Și pe la 14-15 ani mi-a spus că vrea să facă muzică. Cam nu pe vroiam noi să acceptăm, dar până la urmă și soțul meu și Daniela zice mama, lasă-l să facă ce vrea el. Și acum e la universitate, face muzică, înțelegi? Așa, Așa că, că nu de la de la da, 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 da. Într-adevăr, bine, dacă el rămânea aici, el nu putea să intre aici la o instituție superioară, neavând pregătirea muzicală. Asta este imposibil. Dar acolo, în Londra, el are posibilități mai multe. El la musical production acum face și muzică pentru filme, el compune deja, vrea să-și facă un album, adică are mai multe posibilități. Altfel se tratează tot, știi? Și pentru Alex a fost foarte bine, știi? Numai că de la început a fost greu, că el la 12 ani și lui nu prea îi plăcea școala, știi? Deja el era format și avea alte viziuni și acolo un pic el de la început s-a stresat. Și încă una, noi când am plecat, copiii nu i-au luat la școală vreo jumătate de an. Așa era foarte aglomerat tenționat. zona, da, da, zona ce. Vreau dacă ne permiți să vorbim un pic despre Bogdanel, pentru că el este copilul minune pentru care voi acum încercați să oferiți mai multă dragoste, mai mult timp, mai multă investiție. Totuși acea intervenție chirurgicală, vreau să ne spui, a fost la inimioară, care a fost motivul? Păi, el așa s-a născut. Eu nu prea vreau să, să... pare că asta e o temă aparte și nu prea vreau să dezvolt, fiindcă iarăși emoții, iarăși prin ceea ce trec, eu nu vreau să, să dezvolt mult tema. A fost așa să fie și, cum să-ți spun, m-a speriat aici că îngrijirea medicală e totul cu bani așa, și acolo deja este altfel. Chiar și școlile sunt gratis, adică dacă normal că părinții muncesc. Și uite, din punctul ăsta de vedere, că o să am mai mult ajutor, eu am plecat pentru el. Înțelegi? Are ceva la inimă. Da. Are, dar... Nu poți să ne dai mai mult nu știu, dacă are cardiostimulator la inimă, nu știu, dar nu vreau să, să spun mai mult, dar asta e. Cel puțin, tu trebuie să ai grijă întotdeauna. Da. Trebuie da, să fii foarte da, atentă. Sigur că da, da. Și să-i părți de grijă. Da, așa este. Așa este. Și avem grijă. N-ai ce face, adică, noi nimeni nu știm, în general, ce ne așteaptă până mâini. Poate să fie un copil perfect sănătos și într-o bună zi să-ți dai o veste sau ceva. Și atunci... A părinții nu sunt gata moral, înțelegi, pentru niște noutăți din astea. Și mult, mult contează, deci, cum părinții reacționează la tot. Și de asta noi cu, trebuie să fim foarte calmi, liniștiți, și să găsim unele ieșiri din situație, adică să facem ceva pentru asta, să soluționăm problema. Fiindcă ori, din, din orice poți să faci o problemă. Și din cazul ăsta, din altul, poți așa să înflorești și să nu mai vrei să trăiești în genere, știi? Trebuie pur și simplu, iată, este așa o, și nu problemă, dar o situație, știi? Înseamnă că noi facem cu pași mărunți ceva pentru a, a schimba ceva spre bine, știi? Care ar fi lecția pentru alte femei, pentru alte mămici, pe care tu ai învățat-o și ar trebui să o învățăm și noi? Eu cred că totul e de la Dumnezeu și cum este să fii și cum sunt concepuți copiii și în general ce se întâmplă, se întâmplă de la Dumnezeu, eu cred așa. Mai departe, lecția e, știi ce nu-mi place la unele mame când foarte mult prea se zâmbează cu copiii și știi cum îi apasă, le spune prea multe, vor foarte multe de la copii, știi, să fie în în toate, să iubești, să le dai dragoste, să-i înveți, să te, să te strădui, să fii prieten cu el, dar să nu să nu să vezi viața ta cei ce nu ai realizat în viață în copilul ăsta, știi? Iată asta. Adică eu le dau sfat să bucure de orice clipă și să strădui să să învețe niște lucruri utile, să fie sinistetător, să discurci în viață, mai mult din practica vieții decât în ce scrie în internet, că trebuie așa sau trebuie așa. Înțelegi? S-a aflat de sarcina ta cu Bogdan aproximativ când deja era în a opta lună? Tu ai încercat să ascunzi această sarcină? Eu, în general, dacă sincer, eu niciodată n-am fost așa laudoroasă să fac din tot PR sau ceva. Așa am eu un pic de retragere, știi? Mai mult pe mine m-au căutat și au vrut, știi, niște... Adică mediatizare, așa. Eu, în momentul cealaltă, am ascuns, N-am ascuns. Am făcut câte ceva, am vorbit, dar foarte târziu și după asta cu atât mai mult când am aflat că trebuie să intervențiile și atât. Și chiar, fie, poate că, poate că presemțeam, nu știu. Eu nu, nu, știu ce pot să spun. Deci, până la urmă, știi cum, e bine să mediatizezi, dar trebuie să leși și ceva, ce, ce rămâne în familia ta și tot. Trebuie să fii atentă ce vorbești, trebuie să fii atentă. Așa este, fiindcă orice cuvânt pe urmă poate să întoarcă împotriva ta, știi. Și momentele astea au trecut, e clar că multă lume e interesant, fiindcă asta e ok, asta e normal. Lumea s-a saturat de oameni care vorbesc pe de rost că totul e bine. Vrea să afle mai mult da, vor realitatea. E, realitatea, da. Da, a fost greu. Cred că, nu știu, eu vreau să-ți spun că poate data viitoare, dacă vreau să discutăm mai mult, <gângă> la moment este așa cum este. Este încă o perioadă grea, fiindcă tot timpul trebuie să am grijă, tot timpul trebuie să urmăresc, așa este, dar deja e mai bine. Uite, tu te-ai despărțit de cariera ta, aici aveai succes, aici aveai glorie, aici erai invitată peste tot și la un moment tu iei totul de la capăt. Ai simțit în momentul acela că nu știu, o supărare pe Dumnezeu. De ce îți face asta? De ce te întoarci din drumul tău? Și te ai muncit mult la carieră. eu niciodată nu mă supăr pe nimeni. Chiar dacă sunt supărat, pot ierta. Mie nu plac oamenii care țin ura și dușmănie în suflet și trăiesc cu greutatea asta. Și mai mult ca atât, eu nu mă pot supăra pe Dumnezeu. Eu îi mulțumesc pentru tot. Și în primul rând îi mulțumesc și soțului meu, fiindcă el este un bărbat puternic și în momentele astea când, cele mai grele, în momentele cele mai grele, atunci bărbații sunt slabi sau cedează. Octavian, întotdeauna, deci el l-a crescut pe Alex și e feciorul lui, el așa spune și așa și este, deci nu se discută. Nu fiecare bărbat, poate să accepte lucrul ăsta și să emane așa dragoste naturală, cum ar fi, înțelegi? Chiar dacă unii fac lucrul ăsta, fac numai de atâta ca să arăte că el îi bine mersi. Asta vine din suflet. Octavian, Octavian este foarte adevărat. El e foarte sincer. El nu poate trada și nu poate fi fals. Și asta că el a fost alături de mine, chiar când eram eu cu doi copii atunci, cu Daniela și cu Alex, Octavian a mers la unele prejudicii cum erau pe înainte, înainte, adică prejudicii dinainte, da? Și a acceptat și mai mult ca atât a îndrăgit copiii ăștia cu adevărat. În perioada când voi v-ați cunoscut cu Octavian, el era ministru? Nu. Nu era ministru. Cumut mult mai înainte ne-am cunoscut. Ne-am împretenit mai mult, așa să spunem. Nici el n-a visat să fie cu mine, nici eu nu credeam că o să fiu odată cu el. Ne-am împretenit, au trecut mai multe momente și asta ne-a unit munca și niște situații așa care am trecut în noi împreună, știi? Și atunci eu am văzut că el este un om deosebit, nu ca toți. Ce funcție ocupa atunci mai exact? El a fost de la început a lucrat în Ministerul Justiției, după ce a fost viceministru, ministru și după aia la licențiere, la camera de licențiere cum da. v-ați cunoscut? Noi ne-am cunoscut chiar am cu Rodica interviul acela la VIP magazin, când la mare ne-am ne cunoscut mai înainte de fapt, dar la mare el mi-a făcut cadou, până acum unii ori mă uit, uit promă ăla dinainte, care ne a filmat Rodica e, așa a fost o întâlnire, mai mult discutam cu fratele lui și Octavian s-a apropiat și așa spun că n-a fost deodată așa știi, nici n-am crezut că o să fie vreodată vreo, vreo relație dar uh, am început să lucrăm împreună, am cerut niște sfaturi și am văzut că el poate fi un foarte bun prieten. Și de la asta tot s-a început. De la un sfat. De la un sfat, da. Și iată, asta vreau să spun, Zina, că uh, atitudinea asta față de copiii mei, asta m-a făcut să, să mă simt bine alături de el. Și atunci când a fost și cu Bogdanel, la fel, el... Uh, a reacționat clar că ne-a fost foarte dureros, ne gândeam ce ne așteaptă și tot, dar până la urmă am trecut momentele astea împreună. Și ce am făcut, am făcut împreună. N-a fost așa că eu să spun una și el să fac alta. Nu există asta la noi în familie. E bine atunci când este un echilibru și el te susține, da și când vin asemenea noutăți, știi, și asuma ambii. Că dacă rămâne doar pe tine sau pe el, atunci. Exact. Te exact. distrugi moral în asemenea momente. Când luăm așa la general, nimic tragic nu s-a întâmplat. To toate familiile au perioade în viață. Exact. Ni niciodată nu este nimic perfect. E important, important cum reacționăm noi la unele situații din astea, știi? Și eu mă bucur acum că Bogdanel merge la școală, că lucrurile s-au schimbat și asta mă face să merg mai departe și să e suficient Bogdan da. să zâmbească și da, să te cuprinde și să, să spun I love you. luat mm -hmm. cursul ei. Am văzut că și tu vorbești foarte bine engleza. Nu chiar foarte bine, eu aveam mai bine vorbești și ca mine, dar mă descurc, da. Ai învățat-o în Londra sau o Nu, eu am învățat engleza în Japonia, încă când mergeam în Japonia. Dar n-am învățat-o așa de bine gramatical, să spun. Acum încerc totuși să mă perfecționez, fiindcă știu că trebuie neapărat să vorbești bine, dacă mai mult că atât că ai o afacere, trebuie să, să vorbești la un nivel, să ai un statut. Când ți-am spus că ne aflăm aici pe șuse, 73, mi-ai zis că tu aveai aici un restaurant japonez. Da, da, da. Și zic, uite cum se leagă lucrurile. Apropo, dar până trecem la restaurantul japonez despre care chiar vreau să ne povestești, a fost undeva aici în preajmă. Eu zic că să trecem la o porție de sushi wow. și să avem o degustare. Eu cred că Ți-ar plăcea să facem acum așa o da. mică pauză da. și să, da. <laughs> să mâncăm. Cu mare drag. Am să rog colegii să aducă. Am făcut acum o... Ai văzut că am luat telefonul și am făcut o comandă pentru Aha. că noi ținem la invitații noștri și ne dorim ei să se simtă bine, iar cei de la Yesushi, fiind partenerii podcastului, au grijă de confortul fiecăruia dintre noi. Cei care doresc să facă comandă la Iesu și nu pierdeți voi ocazia, 02 010101 -01 -01. foarte simplu. Da. 010101 mai simplu da. ca niciodată. Nu știu dacă porția de sushi se gătește aici exact ca în Anglia sau în Japonia, cel puțin cât că ți-a lăsat un gust da, bun. sunt superbe, cum spun în engleză, amazing, foarte gustos, mulțumesc mult! <laughs> Vreau să vorbim despre magazinul <coughs> sau restaurantul japonez care a fost undeva în zona asta. Chiar aici alături. Chiar aici alături. Da, inițial ziceai că probabil chiar că Chiar și aici adresa asta a voastră, fost. da, da... E Coincide. Coincide, exact. Da, restaurantul nu mai țin minte câți ani urmă, deja cred că vreo 13-14 ani urmă, da, l-am deschis atunci fiindcă îmi plăcea foarte mult bucătărie japoneză, dar de la început l-am deschis cu așa felul ăsta de mâncare, se numește yakiniku, Ia asta e prăjit, și niku în japoneză este carne. Și era așa un fel de grătărașă la masă, și atunci fiecare putea să și frigă, fiindcă cărnița este foarte subțire, trebuie să fie dintr o calitate superbă, carnea trebuie să fie. Deci aici e secretul, știi? Și tăiat foarte, foarte subțire, o prăjești așa un pic și o moi în sos și după aia mănânci. Dar nu știu cum, parcă îmi părea mie că nu prea merge, fiindcă veneau moldoveni care ziceau, da și eu șașlui și, și acasă îmi fac. Așa spuneau, știi? Era foarte Deci, clasă să vină chelnerița și Deci ideea care era că tu singur să-ți prăjești cărnița, știi? Dar ei așteptau să vină cineva să le prăjească, nu știu, A, să Așa să le pună farfurii. Noi da. <laughs> și până la urmă știam că e foarte actual sușele, deci tare, famous, foarte cunoscut și am dus chiar și un japonez care a învățat aici bucătarul nostru și făceam sushi. Era foarte greu atunci cu peștele, știi, fiindcă trebuia să fie proaspăt, proaspăt, îți dai seama că calitatea peștului, în primul rând, fiindcă este crud, doamne ferește să nu fie o intoxicație sau ceva, asta e foarte important și sosurile le aduceam de la Moscova prin tren. A fost foarte greu așa cu tu fiind de... artistă, ai avut în tine sânge de antreprenor, da, tu da. te-ai descurcat în foarte multe lucruri. Eu mă îmnesc când eram studentă la Amtap și coboram pe sfatul țării. și un magazin cu rochii de mireasă? Da, 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 am început cu rochii de mireasă, după aia am trecut la rochii de seară. Țin minte, da. acolo era așa scris, Janeterhan. Erhan. Da. da, mai multe colegii de amele mele se îmbrăcau la mine. Îmi plăceau rochile să mai deosebite, să nu se repete, știi? Și chiar avem și o gamă de haine, așa, mai multe de ocazie și mai simple. După ce, deja, dănuța mea a deschis acolo atelierul de cusut. Da, și... Cercam să facem ce este actual, știi? Crezi că se merită să deschizi un business aici, în Republica Moldova? Cum ai simțit o gustul antreprenoriatului pe atunci? A fost foarte greu. A fost greu, fiindcă nu prea este piață aici. Poate acum este mai ușor un pic că este tot social media, este rețele de socializare sunt și mai ușor poate. Atunci era greu, erau controluri permanent stres și așa mai departe. Unii zic că atunci era mai ușor, tu zici... Nu alții. știu, eu cred că acum tot se poate ceva de făcut, dar trebuie să fie ceva unical, trebuie să fie foarte bine gândit, fiindcă deja piața este plină. De fapt, asta este peste tot. Important să-ți faci un business plan și să faci corect tot, să, să urmești, să ai răbdare, să ai o strategie. Da, în și într-adevăr să faci, să te strădui, să faci ceva unical. Invitata podcastului, de fapt, a fost Daniela, fica ta. Da. Și ea a povestit aici mai multe. Și, uite, Alex a preluat uh, muzica, da. dar Daniela a preluat bunul gust la haine, la ținute. Da. Știe ea cum să îmbine o haină care alții se gândesc, n-am ce face eu cu dânsa. Ea tot probabil de la tine a prins dragostea asta de, de a îmbina, de a face de a face din nimic ca pădopere. Da, mie îmi place mult că și Daniela și studiază mult. Ea Bine, noi nimeni nu avem timp, dar ea totuși găsește timpul ăsta și uh, învață foarte mult, studiază și psihologia și cum se parte cu copiii și toate traumele este care au fost mai înainte, cum să le înțeleagă mai bine. Adică ea la întrebările deja parcă o simt că și-a găsit răspunsuri și de asta este bine, fiindcă întotdeauna studiază tot ce este mai nou, știi? E o școală și pentru da. tine... Pentru că copiii da. noștri vin cumva și ne învață. Vorba aceea cu o învață găina, cam, Acum, cam invalabilă. cam ea mă învață pe mine și mama trebuie așa, să uite așa și da, așa atent ea să nu mă suferi. <laughs> da, <laughs> în podcast Daniela că i-a lipsit undeva dragostea și atenția tatălui, cu toate că el era cel puțin încerca să, să vină, să-i acordă timp, atenție. Daniel a stat o perioadă la bunici și era foarte atașată și de tată și de bunici și i-a ajutat-o foarte mult, de asta are și legătura asta. Primul soț era din Băcioi? Nu, din Chișinău. Nu, noi învățam într-o clasă. și i-a lepsit, da, și ea, după aia a stat la mine mai mult, dar eu, cum să-ți spun, așa a fost să fie, nu știu cum să-ți spun, așa a fost perioada. Mai târziu am înțeles că ea suferă mai mult. Eu am născut-o pe Danuța la aproape 19 ani, aveam 18 ani. Ce înțelegeam noi atunci? Multe lucruri, în general, nu știam ce este, nu era internet. Era așa cum a fost, cum a fost fii și gata. Așa au fost timpurile. După ce deja, eu acum, după aceea am trecut noi împreună peste toate momentele astea și legătura cea mai bună este când Daniela a născut primul copil, pe Marius, momentul cel Jenie nu era acasă, noaptea, și i-am sunat, mama, gata, trebuie să mergem. Și eu la două de noapte am luat-o cu mașină și am mers la spital. Până atunci nu te simțeai suficient înțeleasă de Daniela? Simțeai că ea undeva e supărată pe tine? Nu. Ea, n-a spus lucrurile astea. Eu le simțeam undeva, dar noi nu prea, nu prea, am discutat. Fiindcă la fel eu tot foarte mult am fost plecată. Deci în perioada asta când nu era mică, eu am fost foarte mult plecată. Și aveam niște prieteni care mă ajutau și stăteau cu ea. Fiindcă eu întotdeauna am vrut să muncesc, să fac un ban, să dau copiilor de toate. Așa a fost. Acum îți dai seama că nu era asta suficient? Da, îmi dau seama, da. Trebuia mai mult să avem o căldură mai, o legătură mai bună, să discutăm mai mult. Dar ea tot înțelege lucrurile astea, fiindcă știi că la rândul meu eu asta n-am avut și ea la fel. Deci totul vine așa, din, din familie. Nu, tatăl Daniele și al lui Alex, să comunicați? Tatăl lui Alex este Octavian, nici nu se discută, fiindcă el a crescut. Cu cei ce a fost înainte, eu nu am nicio relație. Copiii, dacă vor să vadă, să văd. Nu e o problemă. Eu niciodată nu am spus că nu te du sau nu fă. Este alegerea copiilor. Ei sunt maturi deja și își aleg singuri. Și dacă, de exemplu, vreau să vadă copilul, poftim, pot să-l iei. Deci, dar nu prea a fost asta. Mai mult în perioada aceea, mai ales pe Daniela, am crescut o singur mai mult. Păcat să spun că părinții tot al lui Silviu au avut foarte mult grijă de, de Daniela și ea avea legătura asta, dar totuși când deja Danuța au crescut, mai mult ei au fost cu mine când... Dar nu când a crescut, de la, de la șase ani a fost mai mult cu mine, știi? Alex, și cunoaște tatăl biologic? Îl cunoaște, da cunoaște, dar ei nu prea comun... Alex nu vrea să comunici. El comunică cu tatălui lui, cu Octavian, fiindcă de la 2 ani l-a crescut Octavian. Așa bărbați care să-ți iubească copiii tăi, dar chiar să iubească din suflet, nu numai pentru vorbele cuiva, este o raritate și îți trebuie curaj. Așa că Octavian, din, din toate punctele de vedere, dar cei că m-a cucerit cu asta, asta e adevărat o femeie ce-i trebuie un bărbat care să -i iubească copiii exact. să-i acorde atenție și grijă și atunci ea este mulțumită și este fericită tu da. trăiești starea asta de fericire ești împlinită cu ceea ce faci da sunt împlinită nu vrei mai mult pentru că simt din vița femeilor care mereu să fac ceva, mereu să inventeze ceva și acum, așa, o pauză mai liniștită, dar poate și Londra ți-a oferit o altă educație în timp. Te-a schimbat cumva un alt domeniu, un alt spațiu? Simți o schimbare în Janet Erhan până a plecat în Londra? Totală. Deci eu m-am schimbat foarte mult fiindcă acolo este altă viață, fiindcă deja momentele astea care au fost mai stresante pentru mine m-au făcut să fiu alta, să simt oamenii, foarte mult, vorbe sunt multe spuse, dar ceea ce simțim noi, asta este adevărat. Poate uneori greșești, dar totuși simțul ăsta, asta e, e cel mai important. Și dacă simți la moment că nu trebuie să faci ceva, nu face. Sau dacă simți că trebuie să faci, chiar dacă ai avut un stres sau o situație neplăcută. Oricum trece timpul și zici că bine că mi-a spus asta și bine, fiindcă eu data viitoare o să procedez altfel. Și asta, cu timp, momentele este grele, asta m-a făcut să mă schimb. Să fiu, în primul rând, să să fac ceea ce îmi place. Clar că sănătate e foarte importantă, asta e important. Să fii pozitiv întotdeauna și să nu ții ura asta pe oameni sau invidia asta care îi mănâncă pe toți dinăuntru, înțelegi? Iată lucrurile astea, să iubești oamenii. Lucrurile astea te distrug și trebuie să fii aici curată la suflet. Dacă ești curată la suflet, să știi că oamenii simt lucrurile astea și atunci Dumnezeu te ajută să realizezi ce aici faci. Exact. Janet, eu am selectat uh, șase fotografii pe pagina ta de Facebook, așa că vreau să trecem la rubrica Sincer Foto. Sper să-ți placă ce am selectat. Da. <laughs> Vreau să începem cu această fotografie. Da. Eu și-ți-am zis că ador gropițele acestea în obrajori. Probabil prin asta ai cucerit și ai reușit să-ți faci în timp mulți prieteni. Da, lumea așa-și spune, fata ce e cu gropițe în obraj. <laughs> e o poză, o fotografie pe care ai folosit-o la foarte multe da. afișe. Da, da, la chiar. afiș aveam uh, poza asta. Atunci am făcut un, o casetă, era casetă, știi, înainte. Totul e ok să numea caseta aceea, nu știu, pare că mi-am mi păstrat o casetă din aia. Și poza asta am folosit-o, da, fiindcă e poza făcută în studio, știi cum, profesionistă și îmi plăcea că așa, nu știu cum, arăta liniștit, așa frumos. Deci... Cum de erau acele timpuri când lumea te solicita conexiunea asta cu publicul, comunicarea cu ei, scena, cum era atunci pentru tine? ce ți amintești iată, din momentele acelea de glorie, pentru că vine Janeterhan. Terhan. mai erau vremuri când foarte des cântați pe la Casa de Cultură în sat. Da, da. Când erau mai multe spectacole, era foarte bine, fiindcă noi trăim viața asta și întotdeauna avem diferite concerte, diferite întâlniri, emisiuni și așa. După ce, când a venit timpurile că toți artiști, artiștii trebuie să cânte la ceremonii și mulți artiști cântă melodiile cuiva, da? cântă ca, așa, ca fond muzical mai mult, atunci eu am înțeles că asta nu este a meu. Deci eu, la evenimente, trebuie să cânt melodiile mele numai, înțelegi? Fiindcă eu nu sunt artistă care cânt absolut alte melodii, înțelegi? Pe la evenimente, să spun așa. Și Anii cei de mai înainte a fost ok, dar după cei deja s-au făcut un fel de preselecție, știi, invitau doar pe asta și pe asta și atât. Și a fost mai greu pentru artiști, fiindcă noi trăiam toți din cont propriu. Este foarte greu, nu eram salariați, e... înțelegi? Și... Artiștii au perioade când trăiesc prea bine, au prea mult și când, dacă nu știi să pui așa lunar, exact. să împarți la colțun, cum zic părinții noștri, atunci simți vremurile grele. Da. Apropo, dar ai cântat la nunți? Au fost? Ai prins nu momentele? Nu prea. Eu am fost invitată, așa ca invitată specială, dar să stau să cânt toată noaptea, de la ora 6 până la 6 dimineața, nu, nu. Păi nu era meu asta. și plus eu încercam să, să moderăm unele evenimente, chiar cu colegul meu, Teodor Guțu, de, de la televiziune și adică mai mult moderam împreună. Dar iarăși parcă tot simțeam că nu este a meu, știi? Trebuie să ai talentul ăsta. Și așa, parcă mă rușinam, eu nu știu cum, parcă n-am prins eu firul încă să intră în... Trebuia cu dicția foarte bine să lucrezi. Iată, ți-ar ți merge foarte bine, dar <laughs> voi cu meseria voastră, la voi e altfel. Dar noi totuși suntem din alt domeniu. Și am simțit că nu este a meu, știi, moderarea și atunci m-am oprit. Adică am ales până la urmă să fac ceea ce ce vreau eu. Și dacă a fost să fi să merg în Londra, atunci am învățat meseria asta și deja acum eu mă simt foarte bine acolo, adică fac lucrările fără stres. Mai sunt unele momente, dar totuși când deja meseria o cunoști bine, este altă viață. Știu despre ce spui. De fapt, deja mai mult de 10 ani prezint evenimente, le moderez. Știu până asta. Nopțile nedormite. Pentru unii, aparent, poate frumos, dar pare frumos și chiar e frumos. Poate dacă mai mult muncea, mai o practică. Ia o prima viața. nuntă pe care eu am moderat a fost nunta fratelui meu în 2009. Eu acolo am putut să experimentez. Da. Deci e mai greu să prezinți la IT da, decât la că e responsabilitatea e mai mare, exact. Eu am făc, făcut scenariul la nunta fratelui meu, încă am într-un caiet au scris tot. Resta sunt amintiri care Rămân cele mai frumoase până mm -hmm. într-un final. Dar da. am aici să te întreb dacă ți-a rămas în minte vreo întâmplare, vreo scenă, vreo scândură pe care ai călcat. Că au fost vremuri frumoase când s-adunau sate întregi, pentru că vinea Joanie Terhan să cânte la hramul mm -hmm. Da, Satălui. eram cu Vitalii Dani, cu Mătru meu. <laughs> da, Nelice Popescu, da. era gașca voastră. Era interesant fiindcă mie mai mult îmi plăcea când după concerte noi, după culise sau când mergeam spre casă, glumeam, diferite uh, momente din astea au fost hazlii. Uh, odată la un concert ne-am dus să cântăm într-un sat și primarul nu ne-a plătit, dar eu l-am organizat, știi? <laughs> și atunci l-a rugat pe cumnatul meu să mergem a doua zi să-mi banii pentru artiști. Uh, pe urmă, uh, unul ne-a stricat microfonul. Că, uh, era un hram și noi aveam programul nu, dar eu vreau să cântăm până la șase dimineața și era deja târziu <laughs> și până la urmă eram cu colegul meu Aurel Marginil acum în Italia și l-a zmâncit pe Aurel i-a tras de avea un trencel așa microfonul l-a dat jos Anatol Lupu zice ia uite, s a stricat microfonul adică multe momente din astea dar mergeam după aia în busă și rădeam dimineața, zic, o, oh, bine că s-a terminat așa, zic, până la urmă știi încă și bătaie primești, <laughs> Au fost multe momente din astea, dar asta nu mi-a ajunge mie, știi, colegii mei, glumele astea, parcă trăiești așa, nu știu cum, știi, e altă viață. Te-ai obișnuit într-un ritm da. foarte nebun da. și da. acum viața în Londra este alta. Uite, chiar și-am selectat una din fotografii cu colegii tăi. Uh -huh. Ce frumusețe aici, iau, uite. A, da, 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 cu Irina Bivu, Larisa Busioc. Da. da. Aici noi suntem la Moldova 1, nu mai țin minte misiunea, da. Cum este prietenia între artiști? Se păstrează în timp? Ați reușit acum să vă auziți? Plus că spunea Irina Bivul a fost la tine în da, Londra. Da, da, chiar îi mulțumesc foarte mult Irini, este foarte bravo ea, pe lângă toate că este o artistă bună, ea este și un om extraordinar, foarte bună la suflet. Ajut. A venit special la tine? Nu, 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 nu. Ea a venit la fica ei, a stat o perioadă și chiar a, a stat și pe la mine. Noi am mers împreună la expoziție. eu cu brandul meu și ea m-a susținut Irina e foarte bună la suflet și e o fată care știe să, să fie alături când și ți bine și când ți greu. Asta e important. Ați mai cântat împreună prin Londra? Știu străzile de acolo cum cântă Janet și Irina Bibel. Am cântat la evenimentul meu. Irina a cântat și eu am cântat. Dar Irina acum, după aia am avut, ea a avut un concert de anul nou în Londra. dar eu cred că dacă ea rămânea mai mult, nu știu acum a revenit acasă, dar poate pleacă înapoi, oricum acolo ne putem ține mai împreună așa și Geta Burlacu este acolo, noi ne-am întâlnit la fel. Dar din cauza că suntem foarte ocupate, distanțele sunt mari din Londra, foarte multe te, te obosesc și lumea parcă n-are energie așa uneori, știi, și întâlnirile sunt foarte așa scumpe, știi. Dar Faceți acolo o formație, un... ca pe vremuri. Da, <laughs> da. și nici nu știi cum uh, prinde publicul. Apropo, uh, ai reușit să faci vreo piesă în engleză? Încă nu. Uh, o să fac acum, poate. Aveam eu gândul ăsta și acum când am venit acasă și am văzut că lumea încă este dorită să mă vadă, poate fac ceva, vreo melodie, știi? Și dacă cum am mai spus mai înainte, nu vreau să o fac așa, știi, simplu. Vreau ceva așa mai sufletești, interesant, ceva mai... Și îmi trebuie timp. Când o să revină Jeanette Erhan, o să revină, o să simțim păi... că revine. <laughs> Asta spuneam, că fiindcă eu îl învăț și pe Alex, el face muzică și eu zic, Alex, știi care e secretul? Tu trebuie să transmiți energia asta, trebuie să transmiți feeling-ul ăsta, simțul ăsta. Dacă tu cânți așa pentru tine și nu știi ce cânti, trebuie să transmiți omul să simtă asta, să ajungi la inimile oamenilor. Asta e atunci e succesul. Asta. Ce școală bună are mama. Da, dar dacă faci ceva, să faci cu adevărat. Nu, din auzite, știi, numai. O altă fotografie da. Este Alex, Daniela și tu. Da, da. Câți Stai. ani avea aici, Alex? Alex avea probabil că vreo 8 ani. Alex acum are 19 ani, are 1,92 m. E deja că Daniela, probabil, <laughs> da. da, Nu, ți este cu tocuri, dar nu are cât 1,70 ceva. Alex e mai înalt cu mult. Am ales această fotografie pentru că e copilăria. Da. Copilăria și a ta, pentru că aici încă te puteai bucura aici, încă ți erau părinții, și atâta da. timp cât ei sunt, noi putem să ne alintăm, avem în fața Așa cum este. să ne alintăm. Diferența de ani dintre Daniela și Alex este cam cât. E, diferența este de 12 ani. 12 ani. Tu ai reușit să începi o nouă relație pe peste 12 ani, sau cel puțin da. să ai încredere într-un om peste 12 ani. Da, cum a fost? De la început eram așa șocată, nu înțelegeam. Adică, este omul care. Am văzut deodată că este om mai deosebit, nu ca toți, da? Și după ce m-a cucerit prin aceea că a fost foarte sincer, și a fost când mi-a fost cel mai greu. Și de asta am recăpătat încrederea asta în Octavian și am simțit că el nu o să mă trădeze, înțelegi? Mie asta nu mi-a ajuns în viață. Fiindcă eu întotdeauna tot am făcut singură și atunci când am simțit că pot să am un bărbat adevărat lângă mine, deja a fost altceva. Știi? E, și deja eu trebuie să ascult părerea lui. Nu, 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 numai a mea. Și prin asta și m-a cucerit. De asta a fost. E... Dar a fost o distanță de timp de la relația cu tatăl Danielei, cumva a fost o trecere bună, 12 ani, ca tu să începi să iubești din nou. Da. Când începe să iubească o femeie? Atunci când întâlnește persoana potrivită, de fapt, crede -mă. Eu, dacă sincer, eu parcă nici nu că am uitat, că nu uiți nimic în viața asta, dar... A fost mai mult că eu mi-am dorit, adică eu mai mult făceam totul, știi? Nu era nimic reciproc, înțelegi? Și de asta familia mea și copiii, și familia mea este atunci, de când l-am întâlnit pe Octavia. în Viața a început de atunci, adevărată. Te-ai simțit femeie, deja-și da. că da. este cineva pe care tu poți să te bazezi? Exact, e că asta a fost tot, înțelegi? Fiindcă. Eu am fost întotdeauna... Eu toate problemele, eu le-am rezolvat tot timpul și am obosit de permanent că eu trebuie, trebuie, trebuie ceva să fac. Și atunci când tu simți susținerea asta, tu începi să te relaxezi, știi, și te simți femeie. Chiar aici era o fotografie cu Octavian. Vezi, eu le-am selectat da, ori, da, da, cum da, noi da, vorbim. Da, da, <laughs> da, noi vorbim, da. Parcă așa și aș trebuit. Octavian, cum te-a privit ca femeie? Cum ți-a privit trecutul tău mai exact? Cum a acceptat el copiii tăi, viața ta? De fapt, Octavian nu acceptă tot așa ușor. El nu e, el absolut în tot, el e un om foarte adânc și i-a fost greu, dar probabil că el trebuie să spună despre mine, nu-mi place eu să spun, i-a trebuit timp și a fost niște momente când el m-a văzut în altă lumină, știi? Și a înțeles că trebuie să vadă alte calități, fiindcă lumea bună este întotdeauna care dă sfaturi sau se dă cu părerea. Neștiind, de fapt, cum este omul. Dar el, din viața reală, a înțeles cum sunt eu și a fost așa niște momente când el atunci s-a decis, s-a decis foarte greu, I a fost foarte greu eu de asta știu. Dar până la urmă totul vine așa de la sine, iarăși de la Dumnezeu, și atunci el a înțeles că poate conta, poate avea la fel un prieten, poate avea o femeie alături care îl susține și fiindcă el tot la fel a fost foarte multe ori trădat. Și asta pe noi ne-a unit, știi, calitățile este omenești, nu știu cum să-ți spun. Că el putea să căsătorească o fată de 18 ani, de exemplu, sau... Fiindcă el n-a fost căsătorit. Asta vreau să întreb și da. Anticipat. Nu, nu a fost căsătorit, da. Și Octavian a fost este. foarte greu, deci... Au fost și vorbe multe, multă lume era... Cum, Janet, Irhan și cu Octavian... Janet, doi copii da, și, ea, și ea, ea cum, o... da, așa, e posibil. Omoi vorbit, au vorbit și până la urmă... Timpul arată tot, asta vreau să-ți spun, că nu poți deodată să-ți faci să te dai cu părere, trebuie timp pentru tot. La câte nunți noi am mers și erau cupluri din astea frumoase și scumpe, nunți cu bani mulți și așa, și divorțau peste jumătate de an sau un an. Sunt uh, miri care au copii și chiar unii dintre ei în timp ți-i faci cu metri și apropo, chiar am o pereche de cu metri care au devenit în timp și avea o fetiță de 10 ani pe atunci și o mare respect pentru el ca să te duci într-o familie trebuie spoți, trebuie să ai caracter, să ai curaj da. să crești un copil da. și în același timp să-i acorzi toată dragostea pe și ea de asta Staviana a dat dovadă de asta da. El este mai mic ca tine? Da, noi nu prea spunem vârsta cât mai, puțin mai mic, nu cu mult Acum, în ziua de azi nu mai miri pe nimic cu nimic și la alte cupluri care diferența e de vreo 10-15 ani, noi, la noi e floricele <laughs> Care este diferența de vârstă între 4 voi? Patru ani. Nu, nimic Da, păi asta și spun. Dacă spunea asta cu vreo 10 ani urmă, ce, cum au putut ei așa, cum și-au permis? Acum nu mai contează. Eu deci și-am moment... uitat de asta. Noi am uitat de asta. În momentul în care tu ai simțit că deja este la voi mult mai serios decât era începutul, pentru că nu inițial spuneai, că nu te-ai gândit da, la da. ce poate duce, cum te-ai simțit tu când auzeai toate vorbile? tu erai stăpână? Pe ce -i Eu parcă ce -i mă, eu mă, eu, eram stăpână, dar mă simțeam așa vinovată, parcă nu știu cum. Și am depășit momentul ăsta. E, lui a luat ceva timp, el trebuia să treacă prin momentul ăsta. E, și parcă aveam așa niște momente când părea că totuși nu o să fim împreună. Nu, 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 era, nu știam la ce să mă aștept. Dar până la urmă am făcut tot împreună, adică nu știu cum, de la sine, noi n-am pus un target așa, uite trebuie să facem așa, așa și așa sau nuntă în anul celălalt și uite, nu, s-au întâmplat lucrurile așa de la sine. Și mai mic, și... dar mai deștept, exact ceea ce, ce ți-ai da. dorit întotdeauna da. și următoarea fotografie, da, da, da. uite o vezi. Păi asta e, da, și chiar Rodica ne-a făcut poze foarte frumoase de la VIP Magazin. A fost mm -hmm. pentru un proiect. Da, da. Ce bucurie să știi că viața până la urmă îți oferă tot ce este mai bun. și Viața îți oferă ceea ce meriți. Și se mai spune când și cu vârsta noi arătăm așa cum noi merităm, știi? Cu vârsta noi arătăm așa cum merităm. Dar e da. bună. Dacă o să fim buni, o să arătăm frumoși. Păi și... asta spun, cu vârsta știi, vezi unii oameni așa, știi? Și dacă omul e pozitiv, gata, el are alt... Imaginește zâmbetul te întinerește și bunătatea te face frumos. Altă fotografie A, este aici tot da, deja cu Daniela da. și pe rol de bunică. Da, da, aici cântam la pian și am mare dorință să învăț nepoții să cânte la pian, poate, poate reușesc, sunt mici, sunt cam. eu sunt ocupată, dar sper că o să fac navet așa Amsterdam. Este, nu, nu, e mare distanță, patru ore cu trenul face până în Amsterdam. Chiar anul ăsta am făcut o surpriză Danielei, Marius a plinit șase ani și noi am, eu am mers cu Alex și ea nu știa, ne-am înțeles că e Eugen. Și când am venit, am bătut la ușă. Ia, că ne-a văzut, i-a ne dat lăcrimele. Mama! Deci, pentru prima dată am fost în Amsterdam și am văzut cum s-au aranjat ei. Voi iubit parte... să vă faceți surprize da, una la da, alta. da, da, exact. Și ea la fel, da, îmi face și mie. Și ultima fotografie din această rubrică este tu. A, eu cu Expresso Time. Asta e, o, e așa se numește Expresso Time cu cafeaua, mână, fiindcă eu o vopsea care vopsește rădăcină în 10 minute. Noi avem o întrebare tradițională în cadrul podcastului. Atunci când ești sinceră cu tine, ce îți spui cel mai des? Îmi doresc să fiu sănătoasă. Ai înțeles asta acum când l-ai născut pe Bogdan? Nu numai, nu. Dacă ești sănătoasă, ai de toate. În rest, altceva noi ne construim în viață, dar sănătatea, asta e cel mai important există subiecte tabu despre care tu nu ai vrut să vorbești până acum? Subiecte mm -hmm. pe care ai încercat să le eviți? De fapt eu sunt foarte sincer și am vorbit ceea ce vreau să spun. La moment este așa. Ce o să fie pe urmă, nu știu. Dar ai încercat să ascunzi uneori ceva de ochii lumii. Da, toată lumea ascunde câte ceva. Toată lumea are ceva aparte în sufletul nu cred că toți până la urmă spun tot. Ai prieteni care spui tot? Sau există lucruri care le ții doar pentru tine? Sunt care le țin doar pentru mine. Dar în general sunt o fire deschisă. Și îmi place când lumea este deschisă. Tu deja fiind o doamnă cu experiență, ai trecut prin multe, prin divorți, prin relații frumoase. Care ar fi sfatul tău pentru femei? Și apropo, cum să reușim noi să ne păstrăm, să ne menținem familia? Să comunicarea, deci să comunicați. Asta e cel mai important. Și să cedați când trebuie, să nu fiți mândri. Fiindcă dacă începi să fii foarte orgolioasă și te duci în altă direcție și el nu este de acord, atunci asta este foarte rău. Noi fiecare avem dreptatea noastră. Înțelegi? Și... Trebuie să găsești într-un om părțile pozitive, fiindcă toți avem câte ceva care poate nu place altcuiva. Dar să te strădui să înveți, să vezi în om ceva mai frumos. Și să accepti unele neajunsuri. Poate pentru el e ajuns, nu știu. Dar Înțelegi? pentru tine, da, da, te deranjează. Da, să te asculți și să simți. Relația e foarte greu o să o menții mult timp fiindcă noi ne dezvoltăm, noi creștem, noi ne schimbăm, noi, dar dacă până la urmă în omul celălalt, în partenerul tău, este implantat omenia asta, prietenia, ca să nu trădeze, dacă este implantat, el deja ai cu cine să discuți. Dar dacă în om nu sunt calitățile astea, atunci nici n-ai cu cine vorbi. În zadar tu singur te zbați, faci ceva. Trebuie să fii totul reciproc și să simți că omul ăsta te înțelege. Eu am dat un search pe Google ca să găsesc mai multe informații despre tot ce înseamnă Joanet Erhan și am simțit în toate răspunsurile că există întrebări care te deranjează. Care întrebare din partea jurnaliștilor te-a deranjat până în prezent? Uh, știi ce a fost? A fost așa că un subiect a fost tratat altfel, știi? Adică, fiindcă noi eram două persoane publice și în momentul când eu spuneam ceva, se ducea linkul la Octavian și spunea că de unde soția ta are nu știu ce, nu știu cum, știi așa. Adică eu spuneam sincer ceva, că, de exemplu, mi-a făcut cadou o mașină care, de exemplu, eu am luat un leasing. Înțelegi? Și ei atunci tratau lucrurile altfel înțelegi, scenariile astea erau făcute și atunci eu m-am blocat într-un fel, știi? Nu mai știi ce trebuie să dai Păi din asta, nu mai știi ce să, să vorbești, fiindcă totul se ratează în alt mod și asta mie nu mi-a plăcut. Au fost mai multe de astea momente. Am simțit chestia asta foarte mult. Atunci, acum nu știu, sper că o să fie așa cum este vorbeam anterior că te deranjează atunci când lumea se leagă că trei căsătorii, trei copii. Dar păi nu vreau. Cumva ea, sunt pe asta e un subiect. Dor. Da, e un subiect interesant, poate pentru jurnalist, fiindcă ei atrag așa prin asta mai multe vizualizări. Cred că asta e normal. Pentru mine, da, e un pic, deci eu n-aș vrea să fie subiectul ăsta, mai bine în evidență să dai altceva. Dar... Asta prinde acum la oameni, la da, public, pe da. ei asta îi interesează. Când ai cântat ultima oară? Acum cu Laurențiu Popescu în emisiune? Da, noi am cântat acum, am fost la două emisiuni, dar <laughs> și ce emoții, ce fluturi joacă în tine e, atunci Am când avut te foarte multe emoții, revii. da, da. Dar e, am văzut că sunt multe vizualizări, m-am bucurat foarte mult și lumea chiar mi-a scris, care nu m-a văzut de ani întregi și așa, foarte plăcut, așa parcă un pic nu m-am așteptat. Mi-a sunat ce mai mulți colegi și zice, uite, Janez, de ce vizualizări ai? Zic, păi, da nici n-am observat de la început, acum am început să mă uit și clar că îți place, fiindcă te simți așa, parcă noi ai trăit în zadar, știi? Și adorul acesta de scenă, cât de greu îl aduci tu? Eu, pur și simplu, acolo nu am când să mă gândesc la asta. Eu fac ce trebuie să fac și merg înainte. Și ca un proiect, ca după aceea deja să poate să merg pe domeniul online mai mult și să fiu mai liberă, să fac deja ceea ce vreau. Te-ai simțit rădată uneori? Da, multe ori. Ai iertat? <coughs> da, dar n-am uitat. <coughs> e, cum să spun? Eu nu trăiesc cu asta, Zina. Eu dacă trăiesc cu asta, eu nu zâmbeam acum și veneam așa altfel. Eu, eu nu trăiesc cu asta. Eu mă acces pe altceva. Ceea ce s-am spus, sufletul trebuie să fie curat. Și atunci tu n-ai ce să... N-ai ce să ascunzi. Da, și întotdeauna trebuie să ajuți când cineva îți cere ajutor. Așa, deci nu m învățat nimic, eu am învățat nimeni, eu n-am citit asta din carte sau ceva. Deci eu așa gândesc. Dacă e nevoie, eu ajut. Dacă pot, sunt alături. Dacă trebuie să plâng, sunt la fel alături și să mă bucur. Fiindcă oamenii nu pot accepta succesul tău, știi? Și zice, da, 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 da. Dar în gând se gândește. Fiindcă mulți oameni care erau alături de mine atunci, eu i-am văzut între timp cum au evoluat lucrurile și am văzut că mie atunci îmi părea ceva. Cei care se bucură de succesul tău, lăsați un comentariu și <laughs> <laughs> să ne bucurăm împreună de tot ce înseamnă Janet Erhan. Eu vreau să ți oferim o sticlă de vin din partea colegilor noștri, partenerii de la Aurelius. Ai zis că e gustos, e da, bun, e, e dulcișor. Fine. Al duc în Londra, cred că. Te rog! <laughs> și apropo, să faci acolo o poveste, o foto da, și da, să am. ne spui și nouă. Eu îți mulțumesc, Enorm, și mă bucur că te-am cunoscut altfel, nu doar pe scenă, pentru că e doar așa am avut ocazia să te știu până acum. Mulțumesc din suflet, că drag. Doamne, ajută! Doamne, ajută!